Bună tuturor celor din Zodia Rac sau care aveți ascendentul sau luna Zodia Rac și bine v-am regăsit la citire generală pentru luna octombrie 2023. Și vom începe cu numărul norocos pentru voi să vedem dacă vrea să, să, să se arate în primul rând. Cam greu. 21. Reabilitate și diplomație și cifra 21 pentru voi și un mesaj din partea îngerilor. Au sărit chiar două, unde avem odată cifra 8. Perseverență, găsești curajul de a fi tu însuți, de a-ți trăi alegerile, vei fi răsplătit, răsplătită. Și mai avem cifra 6, creativitatea. Latura ta creatoare îți permite să gândești în afara tiparelor pentru a vedea magia vieții. Ce frumos! Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă place ceea ce fac pentru voi, nu ezitați să-mi lăsați un like sau să vă abonați acestui canal pentru a urmări în continuare tot ceea ce postez. Vreau să le așez în ordinea în care au căzut. Aveți și un mesaj suplimentar, un șase de spade. Plecați la un drum. Faceți o alegere. Nu știți încotro vă îndreptați. În alte situații puteți fi conduși de cineva pe un drum pe care nu vi-l doriți neapărat. Sau considerați că nu este drumul pe care voi trebuie să-l urmați dar sunteți împinși de la spate sau conduși de cineva, exact cum v-am spus. Și automat apare ca o supărare, ca și cum uh, nu știți la ce să vă așteptați. Vă duce pe o cale bună, vă duce pe o cale greșită, aduce ceva mai benefic în viața voastră sau nu. Puteți vedea face și cu semne de aer, gemen, în balanță, vărsător. Energia primei săptămâni de luna octombrie vine cu magicianul, da? Voi veți avea puterea de a face cam tot ceea ce vă doriți. De exemplu, puteți întoarce anumite situații în favoarea voastră dacă aveți încredere în voi. Poate fi și o săptămână în care lucrați la un proiect, lucrați la o situație pe care vreți să o îmbunătățiți în casă din nou mi-apar lucrări în casă poate sau pentru o mutare sau vă gândiți foarte mult să, cum să puneți problema cu o anumită persoană pentru că văd o discuție între patru ori pe care o veți avea cu o persoană de la drum sau voi veți fi cei care veți face un drum că aveți de a face cu semne de foc, berbecle, săgetător dar și cu zodia rac unii dintre voi intrați în contact cu zodia rac um poate trebuie să faceți niște declarații, poate trebuie să completați niște hârtii în săptămâna aceasta, poate vă cumpărați mașina, aveți un examen, ceva este bine stabilit, da? Nu este cale de întors din situația aceasta. Apar niște negocieri, într-adevăr, sau poate fi un sprijin pe care îl veți avea din partea unei persoane cu influență sau cu putere. În a doua săptămână de luna octombrie, sunteți un pic cam frânți așa, adică ori simțiți că toată lumea are ceva cu voi, ori pur și simplu ajungeți la capătul puterilor. Nu știți ce să faceți pe mai departe. Ce trebuie să știți este că oricum o situație mai grea, mai urâtă, mai, nu știu, neplăcută ca aceasta pe care veți trăi în săptămâna acesta nu va fi, pentru că văd că răsare soarele da? în viața voastră apare un nou început, poate intrați sau aveți de face cu semne de aer de vărsător. Foarte interesant, da? 10 de spade, clarificat, tot de 10 de spade, nici măcar pe persoanele pe care v-ați bazat până în momentul actual nu vă mai puteți baza, inclusiv aceste persoane parcă vă întorc spatele. Dar văd că veți lupta cu toate puterile să ieșiți din această instabilitate, din acest conflict, cu foarte multă rapiditate. Găsiți un răspuns, găsiți o rezolvare rapidă și văd o discuție plăcută, dar foarte multe vorbe, foarte multe vorbe legate de o siguranță, de o sumă de bani, de o instituție. Parcă faceți un serviciu cuiva sau cineva o să vă facă un serviciu. În a treia săptămână va trebui să luați o hotărâre. Aveți două situații asemănătoare, iar voi nu prea știți ce să alegeți sau care ar fi cea mai bună variantă, pentru că se aseamnă, exact cum v-am spus, mult prea mult între ele. Dar veți avea un semn, un semn care vine de sus, poate vă rugați și de aici vine claritatea pentru că aveți nevoie și de foarte multă răbdare în situația aceasta pe care o întâmpinați. Pot fi două persoane care vă caută în același timp, pot fi două activități paralele, dar una este mai importantă ca cealaltă, dar nu știți care și cum, pot fi două drumuri pe care trebuie să le faceți și trebuie să le faceți cam în același timp. Aici va trebui să aveți răbdare pentru a analiza, nu știu, situațiile pro și contra. În care trebuie să-i acordați mai mult atenție. Puteți avea de face și cu semne de pământ, ori capricorn sau cu semnul de zodiacal săgetător. Pe de altă parte, primiți și o sumă de bani care vine uh, la fix pentru a rezolva o problemă. Pentru a renova ceva, dar văd și o discuție între patru ochi care vine cu multă lejeritate sau apare cineva la momentul oportun pentru a vă ajuta, pentru că stați de vorbă cu acea persoană și parcă totul merge așa lin înainte. În a patra săptămână întâmpinați fel și fel de probleme, fel și fel de discuții în contradictoriu, dar tot ce trebuie să știți este că voi sunteți deasupra acestor uh, situații conflictuale, acestor uh, tensiuni. Uh, discuții legate de o problemă de sănătate a voastră sau a cuiva din jurul vostru, poate fi și o instabilitate din punct de vedere financiar, un stres financiar care se schimbă dintr-o dată, da, un noroc. Poate sunteți abătuți că aveți nevoie de o sumă de bani și nu știți ce o să faceți, că ați rămas fără muncă, nu vă mai intră bani pe, nu știu, șomaj, uh... Aveți cheltuieli și nu dețineți suma de bani necesară și dintr-o dată vă vine ajutorul, dar vine o, o, bani mul, vin bani mulți, să știți, un sprijin mai mare și poate veni din partea unui semn de foc, verbecleu, săgetător sau din partea unui semn de pământ, fecioară, capricorn. Oricât ați încerca să ajungeți în direcția potrivită, să spunem, destinul vă conduce. Și într-adevăr văd foarte multe sacrificii pe care le veți face sau credința voastră, rugăciunile voastre sunt ascultate și aduc bucurie, aduc împlinire pentru că o situație care vă creează neplăceri se transformă într-o bucurie enormă. Pe planul sentimental aveți de face cu un semn de aer în balanță vărsător, o persoană foarte autoritară, o persoană... Uh, un pic cam rece, aș putea să spun, mai indiferent, uh, care vă dă mari bătăi de cap. Pentru că sunt zile în care comunicați cu această persoană și totul merge minunat, dar sunt și zile în care pur și simplu vă ignoră. Uh, văd că încercați să vorbiți cu cineva, vis a -vis de situația aceasta sau intrați la anumite el. Dacă mai există altcineva, cine se bagă în relația voastră, cine. Este persoana vinovată de comportamentul acestei persoane. Aveți încredere în vorbele cuiva. Veți vorbi cu cineva și aflați uh, de ce se comportă persoana iubită așa. Din punct de vedere profesional, multă dezamăgire. Uh, S-a văzut lucrul acesta și în energia din a patra săptămână, din luna octombrie, da? sunteți dezamăgiți uh, de o situație din trecutul vostru. Poate ați renunțat la un loc de muncă, poate ați așteptat un răspuns. Sunteți foarte agățați de anumite um, neplăceri provocate de o situație din trecut pe planul profesional. Aveți de face cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător, semne de foc, berbecleu, săgetător, avem un leu aici, semne de apărac, scorpion, pești. Apare o cale nouă, o direcție nouă care duce multă fericire, multă împlinire. Poate chiar uh, începeți o activitate independentă care o să vă aducă multe câștiguri frumoase. Vă văd lucrând pe cont propriu pe unii dintre voi pe viitor. Apar bune legate de un loc de muncă, de o stabilitate profesională și bine sigur, pentru că primiți o veste, primiți un mesaj care o să schimbe tot. Și uh, apare și un final aici, un final care aduce mai multă speranță pe planul financiar, avem turnul. Posibil o anumită cheltuială să vă cam pună la pământ sau să apară ceva imprevizibil în viața voastră pe planul acesta. Am să vedem ce se dărâmă. voi aveți pagubă pe bani. Cineva va lua sporul la bani. Și se distruge, se distruge paguba aceasta, din câte văd. Dar cine a lucrat împotriva voastră? Pentru că vă văd foarte atenți la anumite detalii și o schimbare foarte bruscă în, din punctul acesta de vedere. Văd bani suficienți pentru a vă acoperi toate cheltuielile și toate problemele. Apare ca un nou început, dar totuși apare oarecare oboseală pentru că apare dezamăgire. De ce vi s a făcut lucrurile acestea și nu ați avut parte de nimic? Pe de altă parte, pe sănătate, avem lumea. Aici aveți o um, perioadă în care vă cam obosiți, dar vreți să încheiați ceva. Da, nu vă lăsați, poate aveți de dus la îndeplinire un scop, un dosar, o lucrare, dar vedeți că vă cam, cam solicitați și aici apar diferite probleme de sănătate. Bine, mai contează și vârsta aici la unii dintre voi, din câte văd, adică Apar niște probleme legate de vârsta voastră. Fiecare vârstă are câte o problemă, da? Provocarea vine cu puterea. Trebuie să dați dovadă de calm, de răbdare, de înțelepciune, de înțelegere pentru că apar niște situații uh, greoaie. Aici văd și o instabilitate emoțională sau o teamă pe care o aveți în legătură cu o, o siguranța voastră poate veți de face cu zodia aleu cu zodia pește, ori Fecioară Capricorn um, multe gânduri, sunteți foarte abătuți și în legătură cu o situație financiară și în legătură cu o situație emoțională nu știți cum să controlați cum să gestionați toată situația aceasta dar vine o bucurie, vine un favor vine un sprijin de la un drum da, și scăpați de anumite rivalități, scăpați de anumite persoane, văd că întorc spatele, vă întorc spatele persoanele care v-au vrut răul, pentru că voi cereți sprijin divin și veți avea parte de acest lucru. Surpriza vine cu steaua, da, speranța că totul va fi bine sau că un vis, o dorință se realizează. Puteți avea de-a face și cu zodia vărsător, taur, fecioară, capricor, vărsătorul, da? și rac scorpion pești. Aici vorbim de faptul că nu ați renunțat la speranța că totul va fi bine. Iar lucrul acesta uh, uh, vă ajută să vă îndepărtați de lucruri rele, persoane negative sau să lăsați ceva în urmă. Ce lăsați voi în urmă? nu ne caz, o supărare pentru a lăsa loc bucuriei. Faceți și un drum, un drum care aduce multă nostalgie în sufletul vostru. Cred că aici un drum schimbă, vă schimbă direcția, vă schimbă percepția, vă schimbă mult. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!